Veneam de la școală, mă rog dacă mi-aduc aminte, și urmă era mai mare cu un an. Și așteptam când venea ea și noastră, Giordano era taită de ea, ca cum punea porumbi. Poată legată și punea cu urmă. Așteptam să bise în ala, bocancii, mă aveam și rete la ei, când era alea. În clasa 5-a eram, dacă tu minte, poate mă uit lucrurile. Profesor de istorie, de geografie, era în piața Olt și juca nenea, fratele meu, la era mecanic, jucau la meci acelea la noi. Și cunoștea pe nenea, Marica ne zicea nouă. Mă duc cum era băncile, de să vedeai văzut mă ta picioare, ca acum cum sunt băncile. Mă duc, am legat și retele la Bocanci, nu știu cum să mai zic, mi-a zis acum aminte. Le-am legat în plătiți așa, știi, nu una peste alta. Mă vede cu vasele legate, că aveam tutunul și eram... și mă scoală, știi că la mine, Marica, era la ora de istorie. Asta mă întreabă și nu văd așa la istorie. Marica, a dat un profesor. Voi aveți un ceva mărică. Da, zic că avem... mă ia tu o cârpă, să ne grești tu. Ați le-a spus la copiii ăsta. Ați le... Dar și mama mea. Să vi ziceam de... Știu că ea nu mai înapoiată, nu știu cum să mai zic. Ia o clipă de aia și negrește și toată aia. Că așa nu... Așa nu urmă. Da. Și când veneam, nu să zică și ea... Și cartea aia. Învăța sau credete cum căsunam eu pe copiii ăsta. Ea... Ce zic că făcea? Ia bătă-te elicioaica. Eu ce-am învățat și nu mai putem învăța cu cei care am trecut în clasa 5-a. Nu, ia băi, du-te în licioaica. Nu știa că dacă eu am de învățat. Și vezi, aia rămas la coada bații.